Am lucrat în Irlanda 9 zile. Tu ai vârsta de 19-20 de ani, vrei bani mulți. Mă duc, fac bani, mă întorc în Republica Moldova. Într-o țară în care concurența este destul de mare, trebuie să fii cel mai bun sau printre cei mai buni pentru a avea succes. Toate locațiile mele, dacă într-o medie vând 60-70 de sticle de apă pe zi, în ziua aceea vândut 600-500. Salutare la toți! Astăzi vorbim cu Dan Meșină, antreprenor, proprietarul rețelei de patiserii Davidan, influencer cu o comunitate de peste 200.000 de urmăritori pe Instagram și 200.000 de urmăritori pe TikTok. Vorbim cu el despre rețeaua lui de patiserii Davidan, despre primul lui job, primul lui salariu, unde a cheltuit primii bani, ce a făcut el în Franța și multe alte informații foarte utile. Rămâneți și priviți acest videoclip până la capăt. Acum lăsăm toate glumile la o parte și vorbim despre plăcinta cu brânză de la Davidan. Da, în primul rând vreau să mulțumesc că ai acceptat să-mi oferi astăzi interviul acesta. Ești o persoană tare greu de găsit. Eu îți mulțumesc foarte mult și o plăcere pentru mine. Spune-mi, te rog, povestește-mi despre copilăria ta țară. Cum a fost copilăria lui Dan Meșină? Am avut o copilărie destul de frumoasă, ca majoritatea copiilor din anii 90, la Fracereș, la Prins Pești cu mâna, care într-adevăr am niște amintiri destul de plăcute, destul de frumoase și eu, sincer, mi-aș dori ca copilul meu să aibă aceeași copilărie ca mea. Unde ai copilărit? În satul Rusește Noi, raionul Ialoveni. Aha, ai copilărit la țară? La țară, acolo m-am născut, 12 ani, după care am venit în Chișinău la liceul sportiv, alături de niște prieteni minunați cu care mi-am dezvoltat toate abilitățile mele. Dacă tot vorbim de copilărie ta, spune-mi, te rog, când a fost în copilărie ta momentul acela când ai înțeles că îți trebuie mai mulți bani de buzunar? La vârsta de 15 ani, când deja ai nevoie de bănuți pentru diferite activități, să cumperi o floare mamei, unei fete, mi-a venit ideea să încep prima mea afacere. Fratele meu, fiind pe atunci în Brașov, la universitate, l-am rugat să-mi trimită careva telefoane, că acolo erau opții mei, fiindcă Moldova, să le vând în Republica Moldova. Cât veni să duce asta? Nu aveam zile bune, cum s-ar spune, pe timpul ce le făceam, și 2000 de lei pe săptămână, erau mulți bani. Wow, pentru mine, la vârsta 16 ani, erau bănuși destul de ok. Asta prin ce perioadă, în ce ani a fost asta? În 2016. 2006. Cer scuze, 2006, mii de scuze. Deja nici nu mi-am dat seama că am deja 34 de ani. Era un salariu peste medie, chiar 2000 de lei pe săptămână, oamenii făceau într-o lună 2000 de lei. Da, cu siguranță. Ajuta și părinții din bani așa erau? Nu, familia mea era, bine mersi, ambii părinți aveau lucru stabil, nu aveau nevoie de ajutorul meu. Din contra, eu eram ajutat de ei. Am înțeles. Și mai departe, când ai plecat la Chișinău, la liceu, ai avut și la fel un job sau ai fost doar student? Nu, am fost, cum am spus, am finisat liceul sportiv, am învățat la liceul sportiv, am practicat sport de performanță, sunt premiat la campionatul european, sunt campion al Republicii Moldova la lupte libere. De la vârsta de 12 ani am început să practic sportul de performanță. Practic, de la 12 ani până la 19 ani, până când am finisat 12 clasă, am fost la liceul sportiv, în care eram prins să fac sport zi de zi, două antrenamente, 5 ore, nu mai aveam timp să lucrez ceva extra. Doar că aveam această mică afacere, cum o numeam eu, cumpăram telefoane din România, diferite persoane vindeau la un preț mai mic, cu siguranță vindeam și îmi făceam niște bănuți adăugătoare. Sportul pe timpul liceului aducea ceva venit? În general, sportul aduce venit la... Sportul aduce. Pe timpul când eu am practicat sport de performanță, nu erau atâtea avantaje ca în prezent. La moment, dacă tu aduci o medalie la campionatul european, campionatul mondial, cu siguranță ai o bursă, ai un salariu bun. Nu-i ceea ce merită sportivii noștri, dar totuși e mult mai ok ca 10-15 ani în urmă. Și apropo, curând avem Jocurile Olimpice, doresc prin acest interviu să spun la toți moldovenii noștri un mare, mare, mare succes și cât mai multe medalii să ajungă la noi în țară. Cu siguranță o să ajungă. Tare îmi doresc acest lucru. Sigur că moldovenii noștri ultimul timp sunt foarte buni în diferite sporturi și aduc medalii și de aur și de argint. Aici și cred că vine acea motivație care le-au dat-o, cred eu, conducerea noastră, salarii mai bune, avantaje mai multe și au început să antreneze mult mai bine pentru a aduce rezultate mai bune. Dacă vorbim de primul tău job, care a fost primul tău job oficial cu carte de muncă? Am lucrat în Irlanda 9 zile. Primul meu job, după ce am finisat 12 clasă, eram cu semnul întrebării. Ce fac? Mă duc mai departe la universitate sau merg la muncă? Fratele meu era deja de 2 ani de zile în Irlanda, am spus că merg în Irlanda să lucrez. Am lucrat 9 zile, după care m-am întors
înapoi în Moldova, pentru că acolo am participat la o competiție de lupi libere, cu toate că avem 3 luni în care nu m-am antrenat să rămân loc, am câștigat acea competiție și undeva am primit o motivație de la un antrenor din România, a spus, tu cu așa talent ai venit în Irlanda la lucru, hai să-ți faci cetățenie românească și o să te lupți pentru noi, pentru România. Am întors acasă, mi-am făcut în timp cetățenia, trebuia urma să mă lupt pentru România și iarăși în timp, anume această perioadă când tu ai vârsta de 19-20 de ani, vrei bani mulți. Cum o spuneam mereu, m-am grăbit să fiu bogat din sport. Mulți prieteni de mei care noi ne luptam împreună, pe care eu îi câștigam, au ajuns premianți la campionatele europene pe seniori, pe participanți la Jocurile Olimpice. Și eu sunt foarte bucuros pentru ei, dar undeva în adânc sufletului eram trist din ce motiv eu nu am ajuns să cuceresc o medalie la Jocurile Olimpice, la campionatul mondial pe seniori. Plecarea ta în Irlanda, de ce ai decis să pleci de sesupare în primul rând? Care a fost motivul pe lângă frate? Adică cumva doar pentru bani ai plecat în Dacă să fiu sincer, da, pentru bani. M-am dus pentru bani știind că este un salariu bun acolo, zic mă duc, fac bani, mă întorc în Republica Moldova, am să fac ceva, am să fac o afacere fără gânduri, fără idei în ce afacere. Pentru că majoritatea de noi credem că dacă noi o să avem mulți bani, noi suntem capabili să deschidem afacere. Nu-i chiar așa, între timp am întâlnit diferite persoane care au 100, 200, 300 de mii de euro și nu știu în ce să investească. Da? Și de asta vin cu un mesaj către cei care au ceva bănuți sau care sunt în acumularea acestor bănuți să găsiți unde voi credeți că o să investiți când o să aveți această sumă de plin. Dar că, să nu crezi că dacă ai bani, viața este asigurată. Pentru că ușor poți să o dai în bară cu acea sumă de bani. Este orice afacere trebuie bine, bine gândită. Este evident. Mai departe, ai mai avut plecări în străinătate după asta? Da, am mai avut plecări. Deja atunci m-am reîntors înapoi în țară, am început să mă antrenez, am început o afacere în țară cu carne alături de tata meu, care avea o afacere de câțiva ani. Și această afacere m-a făcut să mă duc în Franța. Am avut o istorie mai lungă, eu fiind într-un domeniu cu carne, dădeam carne la niște arabi și trebuia să-mi dai bănuții înapoi pe carne sau în timp și am fost în Franța să reîntorc acești bani. Și a fost o istorie, tot am fost câteva luni, am așteptat restuirea banilor. Afacerea cu carne, în general, ce profitabil în Republica Moldova? No, timpurile cele erau ceva ok, dar lucrul meu era ok, făceam câteva mii de euro pe acel timp, vorbim de anii 2014, 2013, 2015, erau destul de ok bănuții aceia. Doar că la mine a fost o istorie, am acumulat în câțiva ani o anumită sumă de bani și am dat-o pe toată într-o zi. Cam așa s-a primit la mine. În ziua de astăzi este rost să te ocupi cu carnea sau crezi? Nu cunosc. Iarăși, ne bazăm pe ce carnea omul este obligat să mănânce, da? Este ce legat despre alimentație, eu cred că toate afacerile ce legat despre alimentație sunt profitabile, doar că este foarte important să faci lucrul la cel mai înalt nivel, pentru că într-o țară în care concurența este destul de mare, trebuie să fii cel mai bun sau printre cei mai buni pentru a avea succes. Când ai înțeles că Instagram-ul începe să aducă venituri la urmăritori și în general e foarte bine să ai un Instagram cu mulți urmăritori? Eram în Franța, pentru cei care nu cunosc, am executat o pedeapsă de 4 ani de zile în Franța. După 4 ani de zile am fost găsit nevinovat, având mult timp, în timp ce îmi așteptam sentința, mi-a venit o idee, oricum timp am. Și nici nu aveam Instagram pe timpul acela, mi-am descărcat Instagram, am început să fac diferite conturi, pentru că nu puteam să postez videouri, poze cu mine, făceam diferite conturi cu glume, la oameni erau interesat, multe distribuiri și în acest mod mi-am crescut un cont de Instagram. Și acum mi-aduc aminte prima dată când cineva mi-a scris cât dorești să-ți achit ca să-mi faci o publicitate, o recomandare. Eu mă uitam ce de ușor, ai postat o story, ai primit niște bănuți, e ok. Și de acolo am fost și motivat și mai tare și mai tare și am început să dezvolt deja acest domeniu și spuneam când mă repdeam să ies acasă ca să-mi pot face un profil cu numele meu, cu poze, cu video de cu mine. Și așa și a fost, am venit acasă, am început a posta și încet am acumulat un număr de următori pe care i-am la moment, peste 250.000 pe Instagram și 230.000 pe TikTok. Adică acesta nu e profilul tău care l-a început în Franța, acesta este alt profil care este alt profil, acolo avem un profil foarte mare pe care l-am vândut, eram acolo și aveam nevoie de bănuți, aveam un profil de glume care făceam 50 de euro pe timp ceala, destul de ok bănuți, doar că eram nevoit, îmi trebuiau niște bănuți pentru avocat și aveam o ofertă pentru el și l-am vândut acea cont. Mai este contul ăsta viu? Sincer, nu-l mai urmăresc, dacă sunt sincer, din lipsă de timp, dar era un cont destul de activ, pentru că ce legat de glume, oamenii cât de trești n-ar fi să uită la un cont de glume și ridică dispoziția și practic asta am înțeles eu, când tu creezi un cont
interesant pentru urmăritori, el are posibilitatea să crească foarte rapid. Dacă vorbim de afacerea pe care o ai acum, cum a apărut această afacere și cum îți merge acum? Această afacere a apărut într-o glumă, dacă putem spune așa. Dacă m-a întrebat cineva 3 ani zile în urmă, nu puteam să-i răspund la această întrebare și nu-mi vinea, mie, nu, acum când mi-aduc aminte de trecut, nu mi-aș fi imaginat că afacerea care am început-o de la zero, într-un domeniu cu care nu aveam nicio tangență, la moment să aibă vânzări de peste 25 de milioane de lei lunar, cu peste 340 de angajați, sincer sunt mândru, da? Sunt mândru și pe lângă faptul că se fac bănuți în fiecare zi, deja pentru mine nu mai este aceasta o plăcere. Pentru mine este o plăcere când cineva mă salută pe drum, când cineva îmi spune că, domnul Danu, produsele voastre sunt foarte gustoase, apreciez. Asta pentru mine deja este o plăcere și cu siguranță când vine ziua salariilor, când fiecare angajat își primește salariu, o fac deja cu mândrie, deja totul merge ca un ceas, totul merge bine pus la punct, dar nu mi-aș fi imaginat acest lucru. Pentru că prima patiserie când am deschis-o mi-a luat luni bune, am venit de pe altă planetă, cum s-ar spune, într-un domeniu care nu aveam nicio treabă, dar încet, și aici am să fiu sincer, avantajul meu cel mai mare a fost urmăritorii de pe Instagram, pentru că atunci nu aveam nici TikTok. Am făcut o deschidere, mi-am invitat toți urmăritorii la deschidere, cum o fac de fapt și acum când am o deschidere, și a venit multă lume, atunci am primit o putere și într-o glumă am spus că într-o zi am să am 50 de patiserii, într-o glumă ca urmăritorii să audă ceva, da? Dar că atunci nu, era doar o idee ireală și iată încet mă apropii de acest număr de patiserii într-un timp record, după părerea mea, mai puțin 3 ani de zile, de la zero. Practic toată această afacere a început de la zero, chiar banii pentru prima locație i-am împrumutat, am mers la careva riscuri, dar datorită urmăritorilor și le mulțumesc foarte mult pentru că ei sunt clienții mei, datorită lor vânzările mele cresc în fiecare zi tot mai mult, mult și mai mult. Adică fiecare video pe care îl postezi tu, cumva îți mărește numărul de vânzări? Cu siguranță, eu dacă postez un video care ajunge în recomandări, vorbim de TikTok, vânzările în ziua aceea se măresc cu 20%, da? Eu practic la moment nu am timp, dar dacă eu aș avea timp, aș sta jumătate de oră în fiecare zi pe live, eu în fiecare zi acumulez 100 de urmăritori noi. Dintre 100 de urmăritori noi, minimum 15-20% din ei vor fi interesați să cumpere pentru prima dată un produs. Eu știu că am un produs calitativ, un produs foarte bun și sunt absolut sigur că 90% dintre ei se vor reîntoarce. Da? Oricum, sunt persoane care poate au încercat odată, care poate nu iubesc produsele de patiserie, dar pentru mine plăcerea cea mai mare la fel este când văd că oaspetele clientilor se reîntoarce înapoi în locația mea. Am văzut că faci multe concursuri, faci multe chestii interesante pe TikTok. Cum influențează asta veniturile Davidan? De exemplu, câteva zile în urmă am lansat apa Davidan despre care vorbim. Am făcut un video care, să vorbim așa, costurile, buget pentru acest video a fost de 7 boxe de apă la câte 12 sticle. Un video care a luat 200 ceva de mii de vizualizări. Toate locațiile mele, dacă într-o medie vând 60-70 de sticle de apă pe zi, în ziua aceea am vândut 600-500. De sticle pe zi. Toată lumea, nu mai aveam stoc. Eu am început într-o glumă această afacere, pentru că este o afacere nouă, apa este cu totul și cu totul diferit de patiserie. Am spus că fac doar pentru locațiile mele inițial, pentru că nu vând produsul altcuiva, vând produsul meu. Deja peste 40 de noi patiserii, magazine, au depus cereri pentru ca să le livrez și lor apa Davidan, că doresc și ei să o aibă în vânzare. Alte patiserii te referi, nu Davidan? Da, alte patiserii, alte magazine diferite și eu acum cu stocul mă lupt, dar încet am mai pus careva utilaje care o să mă ajute să pot produce mai mult. Și afacerea asta e de la zero, să primești, adică tu ai găsit sonda de unde se extrage apa, ai adus utilajul și... Adus utilajul am făcut și anume, vreau să spun la fel cu mândrie, că anume această afacere va depăși ce legat de patiserii. Dacă la moment patiseriile sunt bine, mersi, anume ce legat de apă, în 2-3 luni de zile vânzările vor depăși numărul vânzărilor de la patiserii. Spune-mi, cum lucrează în general business-ul tău și cine poate să devină partener? Cum, în general, sistemul ăsta e foarte interesant. De aici a pornit. Multă lume se uită și spune că Danu, nu e posibil în Republica Moldova, într-un timp atât de scurt, să faci ceea ce ai făcut. Ok, eu am spus invers. E posibil în Republica Moldova în cazul în care capul lucrează, îți dorești, nu te uiți anume la persoanele care îți spun că nu e posibil. Da. Pentru că eu dacă eram o persoană slabă și mulți
să neacă când anume cineva pune presiune. Ca cineva la conducere, ca așa. Eu nu trag atenție la așa mesaj, eu doar vreau să explic și cred că ultima dată am să explic din ce motiv eu am reușit timp de 3 ani de zile să deschid atâtea patiserii. Era la un moment dat, am deschis prima locație. Am deschis prima locație, am făcut promovare multă, eu, prietenii mei, care mai am persoane care au număr de urmăritori, au apărut întrebări. Prima locație a fost deschisă în centru, pe strada Pușkin 44. Da, nu vrem și la Ciocana o patiserie. Prima patiserie a făcut bani, am văzut că merge bine, tot ok, am deschis locații și la Ciocana. Da, nu vrem la Rășcanovca patiserie. Da, nu vrem acolo. Cererea era mare, doar că bănuți nu erau. Între timp aveam diferite oferte de la diferite persoane, pentru că sunt moldoveni de-al noștri care lucrează peste hotare, care au strâns ceva bănuți. Și vin și cer sfaturi, în fiecare zi am zeci de mesaje, dar nu în ce putem să investim, da? Cum putem să investim. Mie mi-a venit o idee, prima persoană care am discutat, zic, uite, ar fi o posibilitate să deschidem o locație împreună. Ce ar însemna împreună? Eu vin cu brandul creat, eu vin cu reclamă, eu vin cu angajat, eu vin cu totul, tu vii cu banii investiți. Împreună tot ce facem, deschidem un serial nou, deschidem o firmă nouă la care suntem parteneri jumate la jumate. Prima persoană a fost de acord și apropo, cu prima persoană care a deschis prima locație o an de zile în urmă, acum am deschis-o și pe a doua. Înseamnă că el a fost mulțumit de rezultate, o an de zile și-a primit dividendele, a făcut ceva bănuță și am deschis și a doua locație. Și de aici a pornit ideea de parteneriat. Care sunt avantajele mele cu partenerii? Cineva iar spunea, da, nu, dacă pățiriile mergeau atât de bine, nu pornea aceste parteneriat. Ok, un partener mic ce mi-aduce? În primul rând, vine cu investiția, eu am scăpat de o problemă în cap, care este una dintre cele mai mari, da? Tema noi o avem, avem locație, avem pățire, este bun. Cererea noi o avem, da? Pentru că oamenii cer, da, nu vrem soroca, vrem drochea, vrem anine noi, vrem stătul lor. Și din acest moment, eu la moment am, de exemplu, parteneri care deja știu toate condițiile și doar suntem în așteptare să găsim un spațiu, o locație bună, că nici nu poți deschide o pățire într-un loc în care nu-i comod. Și am deschis locațiile. El mi-aduce plus de valoare mie, pentru că el se implică în patiserie, eu îi aduc plus de valoare lui, din motiv că el vine într-o afacere în care are succes 100%. Fiecare partener de-a meu este asigurat în cazul în care lui afacerea nu-i merge. Eu în orice moment îi dau toți banii investiți și toată partea lui este pe mine, doar că eu sunt sigur în ceea ce fac. Da? Și acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Din contra, o parte din partenerii mei au venit, frate, dorim să mai deschidem încă o locație. Noi deja lucrul cunoaștem, noi deja am văzut ce se mănâncă, chiar iar discutam cu unul din partenerii mei, o zic și acum mi-aduc aminte, tot pățirea are curând o an de zile, și am mi-aduc aminte că în prima dată am venit cu soție, o zic soție categoric nu dorea, pentru că zis, am strâns banii aceștia câțiva ani și venim, investim într-o afacere care nu știe, și acum o zic chiar îți mulțumesc că atunci undeva mi-ai convins ca să începem această afacere. Dar cu ce îmi convins eu cred că mai tare, pentru că prin fiecare este asigurat printr-un contract în cazul în care ție nu-ți place. În ceea ce ai intrat, în orice moment eu ți-ți dau banii, ți-ai dat într-o parte, ți-ai primit banii. Dar am spus, încă nu am avut niciun caz de acesta și eu cred că nici nu am să am așa caz. Pentru că atâta timp cât tu te implici în afacere care o conduci, totul merge la cel mai înalt nivel. Da, nu, dacă să vorbim despre cifre, cam un partener, cât în mediu poți fac pe lună? Care e venitul unui partener timp de o lună? Iarăși depinde de locație, pentru că în domeniul acesta toate locațiile, toate pățiriile au aceleași produse. Mult depinde de implicarea ta, pentru că cred că cu siguranță ai întâlnit, te duci undeva să cumperi un produs și este gen vânzătoare, persoana care stă posomorâtă, care practic vrei mai repede să-ți iei o apă, să duci de acolo. Deci este persoana care e frumos, discută cu tine, amabilitate, da? Domnul, mai doriți ceva, nu doriți? Mult contează acest lucru de implicarea partenerului în dezvoltarea pățirii. Dar oricum, fiecare locație aduce 2, 3, 4, 5, 6 mii de euro. Am locații care aduc și mai mult, da? Pe lună. Pe lună, da. Pentru că fiecare lună, fiecare venit la mine este impozitat, da? Eu îmi scot lunar dividendele și nu este un secret, nu am ce ascunde și cei care au aud că în Republica Moldova nu e posibil, din contra, vreau să vă spun că e posibil. În Republica Moldova este posibil să faci bani, important să încercați să faci ceva. Și aud, am postat un video zile acestea pe TikTok și chiar într-un comentarii și am încercat și eu, dar pe mine m-o glușit. Pe mine, și îi răspund la cine te-o glușit ca să înțeleg, știi? Poate tu singur te-ai glușit că ai oferit produs necalitativ client sau poate singur că ai intrat într-o afacere în care nu are succes, cum ai deschide o pățărie, nu știu unde în pădure. O afacere, și indiferent că e pățărie, brutărie, magazin alimentar, trebuie bine studiat piața, da? Trebuie bine studiat piața, trebuie implicare să dormi. Eu acum am început undeva să mă relaxez, cum se spune, dar inițial am început la 5 mă trezeam, la 12 mă culcam, la 5 mă trezeam, la 12 mă culcam, control, implicare, dedicație, pentru că a câștiga un client în fiecare zi, tu câștigi 365 de clienți pe an.
a pierde 2-3 clienți în fiecare zi, uite și aici afacerea se duce. Dar de ce pierdem client? Pierdem client că nu discutăm corect cu el, pierdem client că nu dăm produs calitativ, pierdem clientul din motiv că îi dăm preț exagerat. Dar dacă toate lucrurile acestea ar fi făcute corect și tu te exact în fiecare zi să câștigi un client, eu am o bază care le spun la toți partenerii mei. Noi dacă câștigăm 2-3 clienți noi care au venit azi pentru prima dată și au rămas mulțumiți de produs, de deservire, de preț, înseamnă că noi pe an câștigăm 1000 de clienți. 1000 de clienți chiar să vină de 2 ori pe săptămână, pentru la mine e un domeniu care omul poate vine și de 2-3 ori pe zi, pentru că oricine își permite să cumpere o plăcintă, un ceișor, o apșoară, o cafeluță. Și este foarte important, chiar am avut exemple reale, pățării care partenerii au început de la o vânzare, de exemplu, de 7-8.000 de lei pe zi și pățării aceia au ajuns să vândă la moment de 24-25.000 de lei. Le pizi. Și aceasta, iar sunt cifre care eu nu le ascult, pentru că sunt cifre, la mine totul se impozitează. La mine fiecare client primește bon fiscal, nu există ceva să meargă plângă casă, cum sunt careva activități în Republica Moldova, nu am să judec pe nimeni, fiecare lucrează. Eu sunt persoana care îmi doresc să lucrez corect, eu vreau să fiu corect față de toți și la fel vreau să fiu corect față de mine. Dar tot spuneai de vânzători care stau și nu prea sunt interesați să vândă. Cum rezolvi situațiile de criză? Dacă suntem în alimentație publică, este evident că oricum apar situații de criză, de criză de imagine sau că cineva nu a rămas mulțumit. Cum rezolvi situațiile astea? Eu oricum mă stăriu că aceste situații, am să fiu sincer, ultima lună nu a apărut nicio problemă. Dar vorbim, la moment am peste 11.000 de vizitatori în fiecare zi și nu a apărut timp de o lună, asta e foarte mult. Dar în cazul în care apare, vreau mereu să mă implică în situații și eu direct să discut, chiar și cei care privesc acest video. În cazul că ați avut o situație neplăcută, vă rog, înscriți un mesaj direct să discutați cu mine și încerc să văd care este problema. Fiecare pățărie la mine este dotat cu camere audio în care eu pot să văd situația, pentru că am avut situații în care, într-adevăr, persoana care vinde avea dreptate, da? Cumpărătorul era arogant, cu probleme, ce e că eu am ușa-l sunt pe Danu, am să-ți dau plăcinta asta în față, știți? Eu înțeleg, cumpărătorul mereu are dreptate, dar oricum. Trebuie să fie acea barieră, acea limită, vânzător, client, să fie totul la cel mai înalt client. Tot spunea că trezeai la 5 dimineață, acum să înțeleg că deja ești mai liber, nu te trezești la 5 dimineață. Nu mă trezesc la 5, mă trezesc la 7, dar am spus că încep sportul. Final încep sportul și să încep să mă trezesc de la 5 până la 7, să practic sportul, să alerg. Pentru că deja afacerea a crescut, deja am pus persoane responsabile care sunt motivate cu diferite salarii foarte, foarte bune, care mă pot pe mine înlocui. Deja nu mai are rost eu să mă duc dimineața să controlez acea pățărie, dacă la ora 7 este tot pus cum trebuie produsele, am persoană care o achit bine și e face acest lucru pentru mine. Și eu la rândul meu, acea persoană o verific o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, ca să fiu convins că totul este cum trebuie. La început nu-mi permiteam acest lucru și făceam eu tot. Eu eram și hamal dacă trebuia, eu eram și vânzător dacă trebuia, eu eram și bucătar. Am avut cazuri în care eu singur făceam curtos. Dar poți face curtos? Eu tot pot. Ce legat? Unica ce nu pot face, nu pot face cafea. Este foarte ușor să învaț în 10 minute dacă de gore nu am pus mâna. Pentru că am văzut odată un interviu și cineva a spus așa. Niciodată nu o să ai o cafenea dacă tu nu poți face cafea. Și uite, eu am demonstrat că poți să ai 40 de cafenele fără că îți poți cafea și din principiu nu vreau să mă învăț. Dacă ar fi nevoie, eu cred că e 10 minute, cred că se învață acest lucru, dar din principiu nu îl învăț. Spune-mi, te rog, cum combini viața de influență, proprietar de afaceri, tată, soț și reușești să le faci încă chestii de caritate? Uite, mă stărui ziua să o împart corect, da? Păreri de rău e că am acest încă în vacanță nu am ajuns, dar vara încă e lungă, reușesc. Mă stărui dimineața, exemplu, cum e zilea mea de curge, dimineața îmi duc piciul pe David și îl duc la grădiniță, după grădiniță merg la secție de producere, pentru că am o secție de producere la care lucrează peste 100 de persoane ca produs să ajungă în fiecare locație. Mă duc la secție de producere, acolo am șef de tură, am persoanele care sunt responsabile, acum mă duc. Bună dimineața, trebuie să mă salut cu fiecare în parte, să vedem cum dispoziția, cum începe lucrul, dacă nu e o problemă. După care, în timp, când prind timp liber, mai postez un video, mai postez, nu îți trebuie așa mult, deja eu nu sunt persoana să îmblu, să editez video-uri, să fac ori întregi. Fugitiv, am făcut un story 15-20 secunde, l-am postat, mereu am spus, nu voi pierde niciodată timp ca să editez video-uri. Postez ceea ce am, cine va avea de urmărit, o să mă urmărească așa cum iese. Și cam așa îmi repartizez ziua corect ca să le reușesc anume pe toate. Susie, nu supără că prea mult timp ești la serviciu? Câteodată mai apare întrebarea asta.
timp în centru petrec cu copilul, dar undeva încerc să-i aduc argumente că mai este nevoie de o ani de zile, pentru că spun tot pe roate, așa cum îmi doresc eu, pe urmă vom avea tot timpul de lume să călătorim, să vizităm întreaga lume. Pentru că înțeleg că eu puteam să-mi iau un job, să lucrez de la 5 până la 7 și restul timpului să-l folosesc, doar că nu era o posibilitatea să-ți permiți casă scumpă, mașină scumpă, vacanțe scumpe, cu toate că la moment bani de vacanță sunt, dar nu-i timp de vacanțe. Dar pe fără de rezolvat. Poți să găsești balanța asta între viața profesională și cea personală ca să fie ideal și acolo și acolo? Da, eu cred că da. Dacă ai o soție, în cazul când ai deja o soție, înțelegătoare și te înțelegi și vii cu argumente, doar eu nu mă duc în cluburi, nu mă duc cu balurile, nu mă duc la băut, nu mă droghez momentul acestea și undeva vin mereu cu argumente că eu lucrez. Dar lucrez pentru noi, nu lucrez pentru mine. Pentru mie mult nu trebuie, eu nu am cheltuieli mari pe lună, mie câteva mii de euro îmi ajung, nu așa, dar așa dacă vreau. Doar că lucrez pentru a-i oferi copilului meu, în viitor copiilor mei, să le ofer acea viață care poate nu am avut-o noi, da, în bucurie, în armonie și sigur și financiar. Pentru cine spun că banii nu sunt importanți, este o prostie, da, pentru că banii te fac fericit. Vrei, nu vrei, banii completează acea fericire. Spune-mi, te rog, ce recomandări ai avea pentru cei care vreau să înceapă o afacere în Republica Moldova, poate chiar dacă vin din diaspora sau sunt de pe loc, ce recomandări ai tu? În primul și în primul rând trebuie să alegeți un domeniu care vouă să vă placă, da, un domeniu care voi să-l cunoașteți. Mie, eu am început un domeniu care nu aveam tangență, cum spuneam, dar eu nu am rămas indiferent. Eu în fiecare zi am învățat și am progresat să fiu mai bun și mai bun și mai bun. Dacă voi să vă doriți, voi să munciți și nu, și eu ca un sfat vin. Nu permiteți ca cineva să facă afacere pe banii voștri. Ce ar însemna acest lucru? 4 prieteni am pierdut pentru că le-am dat bani pentru afaceri. Frate, am o temă să facem bani, deschidem un magazin de fructe, exemplu, facem, investim atâta, facem atâta. Am dat bani, ok, fratele meu s-a ocupat, ok, nu frate, prietenul meu, da, s-a ocupat. Pe fiecare o să-l doară în cod de banii voștri. Atâta timp cât voi nu o să vă implicați în afacere, afacerea aceea nu va avea succes niciodată. Asta vă asigur, eu am avut această experiență cu 4 persoane diferite și toți sunt la fel. Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, a fost unul foarte util. Sper că și cei care ne privesc o să vă consideră așa. Scriți în comentarii ce întrebări aveți și Dan, dacă o să reușească, o să vă răspund. Cu siguranță eu am să răspund la toate. Eu răspund foarte mult la comentarii. Eu am timp mult pentru că am prietenul meu care este la volan tot timp și acum dacă am având pățirei în diferite raioane, noi ne deplasăm din punctul A în punctul B și am câte 2 ore libere pe drum și anume acest lucru fac. Citesc toate comentariile, răspund la mesaje, mai blochez pe persoana care scrie lucruri urete și tot așa. Eu îți mulțumesc, pentru mine a fost o plăcere să discutăm și sper, cum ai spus, să fie util acest video. Mesajul meu este, moldoveni, întorceți-vă acasă. Îmi doresc ca un număr cât mai mare care sunt plecați pe școtare să regăsească în această țară minunată, frumoasă, săracă, așa cum o consider lumea. Avem o țară bogată, o țară frumoasă, sunt sigur că împreună putem schimba multe, multe lucruri.